You have reached your destination. Grădinile orașului Ninjago 71741. Sigur ați văzut poze cu cutia asta și cu setul, dar chiar nu mă așteptam să fie atât de mare. Adică, uitați-vă, eu acum stau în genunchi, drept, și cutia e aproape cât mine. Și în afară de asta, este și foarte groasă. Adică e de două ori mai groasă față de cum era, de exemplu, Hydro Bounty. Un set ca ăsta merită mai multe episoade, deci o să împart construcția în mai multe episoade. Încă nu știu cum și ce o să fac în fiecare episod sau câte episoade vor fi, pentru că n-am văzut cum o să meargă construcția. Dar bănuiesc că și voi, ca și mine, sunteți giga curioși de ce e înăuntru. Așa că haide să o deschidem. Oh, mamă! Scociurile magice puse pe cutia de la grădinile orașului Ninjago. Unul dintre ei e gata. Două sunt gata. Scociul final pentru a deschide cutia grădinilor orașului Ninjago. Și s-a dus. Ai! Doamne! Oh, mamă! E plină! Adică mă așteptam să fie jumătate de cutie, dar cutia asta e efectiv plină și e mare. Dacă era umplută doar jumătate de cutie, însemna că această cutie era atâta. Doamne! Da, și vă dați seama, punga 21, punga 14, oh mamă, punga 18, punga 22, punga 25, oh mamă, punga 17, mai o punga 17, punga 26, punga 16, punga 18, punga 22, punga 12, vai câte sunt, 14 și punga 24, ce să zic, e plină de geamuri, Ingrid, deci cea mai interesantă pungă dintr-un set de Lego. Da. Hai, ajută-mă. Punga 23, punga 16, punga 13, punga 12 și 19, 15, 20, una mică 12, una mică 24 sau... și avem 20 și 14. Și acum, ce-i aici? Oameni buni? Cred că nu suntem gata cu pungile. Ingrid, nu știu cum o să facem asta. Întoarce-mi invers cutia. Nu, dacă este ceva foarte fragil. Hai, mamă. Teamwork! Bun. Bine, nu mai am răbdare, efectiv. Am deschis. Pungi! Ce minune! Ingrid, vino lângă mine. Am început deja să zic. Asta e treabă pentru adevărați fan Lego. Vino lângă mine și fii gata să te doară capul. Stai, încerc să o întorc. Multe pungi! Doamne ferește! De bine, tu vezi asta. In 8. 3. Capul. Ceva frumos. Uite cât de groase sunt. Oh, mamă. Uite, Ingrid, stai, te nu mai călca pe pun să se vadă cât de tare se aude când le dăm drumul. Deci uite de la ce înălțime le dau drumul.
Așa se aude. Mai avem și două plăci din astea Lego, gigante din nou. Wow, deci, incredibil. Cred că o să începem cu punga 1 și o să ne ducem până la 26. Dacă v-a plăcut episodul ăsta, pentru că nu cred că mai facem mai multe lucruri în episodul ăsta, normal, pentru că o să facem grădinile orașului Ninjago, aveți link-uri în descriere să vă cumpărați setul și o minune aici de Lego. Până data viitoare vă zic ceau și urați-mi noroc să construiesc atâta. Wow!